Salutare tuturor! Astăzi o să fac un videoclip mai altfel față de ce v-am obișnuit până acum. O să vă prezint și o să vă răspund la o întrebare pe care mi-o mai pun și prietenii mei. Ce faci cu atâtea scule? Păi îmi place să-mi fac totul singur. În mare parte din tot ce vedeți aici sunt prinse, asamblate de mine, de-a lungul timpului, astăzi chiar am pus acea draperie, rolă, pe perete. Mobilierul de acolo din colț este asamblat de mine, este de la IKEA, mesele, toată mobila și tot ce vedeți sunt asamblate de mine de-a lungul timpului. De obicei folosesc o bormașină de 12V pentru acest lucru, pentru asamblare, place cel mai mult pentru mobilă, și o bormașină cu percuție pentru a prinde polițele în perete. Tot ce vedeți în imagine, 90% dintre ele sunt asamblate de mine, prinse de mine pe perete. Să nu le doboare copiii, aici e o grădiniță, un sediu de grădiniță. Tabla aceasta este prinsă de mine, cam multe din ele, 90% sunt făcute de mine, asamblate, prinse, ce mai a fost nevoie pe aici. Așa, hai să mergem mai departe. Aici sunt iară două corpuri asamblate de mine și prinse de perete. La fel aici, încă un corp. Hai să mergem mai departe. Aici, în sediul acesta, în camera aceasta, este un raft făcut de mine, la comandă, pentru a dispune lucrurile și materialele. Polița aceasta e prinsă de mine, această tablă e prinsă de mine, până și acest suport este montat și prins de mine. Haideți să trecem mai departe, mergem și la parter, să vedem dacă avem și acolo ce să vă arăt. Așa. Da, aici sunt câteva lucruri. Sunt câteva lucruri făcute de mine. Acesta este un dulap de la IKEA, prins pe perete împreună cu suportul de geci. În partea aceasta am un suport de haine pentru copilași, făcut de mine săptămâna trecută sau acum câteva săptămâni. Chestiile acestea sunt pentru pantofi, făcute special, deoarece trebuiau să fie făcute pe comandă. Sunt făcute de mine acum câțiva ani de zile. Canapeaua respectivă montată de mine. Astea sunt făcute tot de mine. Sunt în același timp în care le-am făcut și pe celelalte. Aici am făcut un șezut, tot pentru pantofi special, așa s-a cerut. Am pus și un linoleu, am decupat aici, după că a fugit puțin. Am decupat aici linoleu. Hai să trecem mai departe. În camera aceasta observăm iar o draperie, rolă pusă sus. Sau perdea, nu, draperie este, draperia aceea. Iar observăm un corp făcut de mine prins pe perete, o tablă prinsă pe perete. Pentru aceste lucruri pe care le pun pe perete, gen tablă, le fac singur, dar mă ajută un dispozitiv de la Line Master. O să-l vedeți în videoclipurile mele. Aceasta este singura prinsă cu ajutorul tatălui meu, această tablă este prinsă cu ajutorul tatălui meu, deoarece are o bucată de pal în spate și era destul de grea. Tot cu Line Master-ul acela am făcut-o, dar m-a ajutat puțin să o pun, deoarece era foarte, foarte grea. În partea aceasta, suportul pe perete e prins de mine. Această mobilă este toată montată de mine. Dulapul acesta este tot făcut de mine. Cred că am și un video pe tema aceasta. Haideți să vedem aici. Dulapul acesta este cumpărat de la IKEA, demontat în parcare la IKEA și montat la loc, deoarece
nu avea loc în mașină și era deja asamblat, l-am găsit la reducere. Partea aceasta este o mică bibliotecă, mi-ar fi plăcut să o fac eu, dar a primit-o cadou și atunci eu doar am prins-o de perete, am prins acest suport de perete și cam aceasta ar fi camera aceasta. Haideți să mergem și în bucătărie, că și acolo am câte ceva făcut de mine de-a lungul timpului. Am aici niște mese mici, făcute de mine. Ce înseamnă făcute de mine? M-am dus, am debitat pe vremea aceea un blat mare și l-am debitat, l-am cântuit. Picioarele respective le-am cumpărat de la Ikea și pe picioarele respective a trebuit să le adaptez la înălțimea copilașilor și atunci le-am tăiat cu flexul. Cred că sunt 12-13 ani de când am făcut acest proiect, unul dintre primele mele proiecte. N-a ieșit rău, se mențin foarte bine și acum super, super tare. Pe partea aceasta avem o mobilă de bucătărie montată de mine, prinsă de mine pe perete singur, cu ajutorul Line Master-ului sau nu mai știu exact ce am folosit. Țin minte că m-am chinuit destul de tare să le urc. Am folosit niște cleme de la Wolfcraft, o să vă arăt o șmecherie cu ele. Partea aceasta din față este făcută tot de mine și aceea din stânga este de fapt un blat care se ridică. Ia asta să vedem dacă... Așa a fost cererea. Este de fapt un blat care se ridică și copiii vin aici și își fac și își iau porțiile de mâncare. Este o chestie, zic eu, utilă, cerută. Haideți să ieșim puțin și în curte. În această curte o să vă arăt niște lucruri tot făcute de mine. Dacă vă uitați la această plecătoare, e făcută de mine. Am șlefuit lemnul, l-am rindeluit, l-am frezat pe margine să fie puțin rotund. Chestiile acestea, care iar au fost cerință, sunt făcute tot de mine, vopsite. Am mai schimbat, uitați dacă să vedeți unde e tartanul. Sunt câteva din astea de tartan care s-au stricat și le-am înlocuit. Mobila aceea e montată de mine. Cam toată mobila din această unitate este montată de mine. Mai am încă un etaj să vi-l arăt. Haideți să punem o mică pauză. Haideți că am ajuns și la ultimul etaj. După cum vedeți și aici, masa din colț este făcută de mine. Făcută de mine, impropriu spus. Toate măsuțele mici sunt montate de mine. Corpurile, polițele, tot ce vedeți în imagine, toată mobila este montată de mine. Aceasta este de la Lidl, chestia aceea din stânga, foarte frumoasă, mi-a plăcut foarte mult. Polițele pe perete, montate de mine, tablele și tot ce ține de perete e montat de mine. Cam acesta este filmulețul. Mai am aici o cameră pe care iar vreau să vă prezint. Asta s-a prins mina. Da, mesele de pe perete, țin minte că nu țin minte să le fi montat eu. Am și eu acum o chestie. Nu mai țin minte. Mesele mici sunt montate de mine. Corpurile acelea am vrut să le fac eu pe comandă, dar mă costa lemnul mult mai mult. S-a scumpit și atunci le-am cumpărat, am găsit un preț ok, am dat undeva la 1.800.000 de lei pe un corp. Am luat două corpuri, le-am montat și cam asta este, acesta este filmulețul cu ce vreau să vă prezint. Mai acesta e aer condiționat, montat tot de mine, cumpărat de la, nu mai știu exact, de la Hornbach. Așa. Și cam asta fac cu sculele. Îmi place într-adevăr să și colecționez scule, dar încerc să le și folosesc.
toate corpurile pe care le vedeți sunt prinse de perete, deoarece aici este un sediu de grădiniță și este nevoie să fie foarte bine prinse de perete, să nu se întâmple ceva, să nu le agațe copiii. Cam astea sunt proiectele mele. Proiecte, nu pot să le zic proiecte, sunt chestii de hobby pe care le fac. Îmi ajut și pe cineva apropiat. Și cam asta e. Mai am încă o cameră, mai am încă un film de genul acesta. Dacă vă place și v-a plăcut, vă rog frumos să îmi spuneți în comentarii. Și eu o să încerc să fac încă un video cu altă clădire. Cam același lucru, cam ce am făcut și pe acolo. Ce să zic, mulțumesc și spor la treabă tuturor. Numai bine vă doresc!